Iulia Vântur a revenit în România pentru a participa la unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale verii. De data aceasta, frumoasa blondină, care a cunoscut un succes răsunător la Bollywood, a făcut și câteva dezvăluiri despre relația pe care o are cu actorul Salman Khan și chiar a vorbit despre întemeierea unei familii. Iulia Vântur își dorește copii. Iulia Vântur s-a stabilit în urmă cu câțiva ani în India, iar de atunci viața ei a luat o întorsătură neașteptată. Frumoasa blondină nu a cucerit numai Bollywood-ul, ci și pe Salman Khan, unul dintre cei mai cunoscuți actori din întreaga lume. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de ceva timp și se pare că au planuri mărețe împreună. Iulia a dezvăluit recent că nu exclude posibilitatea de a deveni mamă, în viitorul apropiat. Iulia Vântur, o fire geloasă. Iulia Vântur a vorbit și despre secretul din spatele relației cu Salman Khan. Vedeta susține că toleranța este cheia succesului în cuplu, însă chiar și așa, uneori nu își poate stăpâni gelozia. Iulia Vântur, cred că într-o relație e nevoie în primul rând de multă toleranță. Când trăiești lângă un alt om, care are un cu totul alt bagaj, un alt mod de a fi, e nevoie de multă toleranță. E valabil chiar și pentru oamenii care nu au crescut împreună. Și, evident, în reporter, ai avut și mici momente de gelozie. Iulia Vântur, da, cred că da. Contează mult ce e în interior, nu neapărat ce e în exterior. Reporter, Salman e gelos. Iulia Vântur, cred că e, în măsura în care oamenii normali sunt, a mărturisit Iulia Vântur într-un alt interviu, pentru Playtech.ro.